Zeci de angajați ai penitenciarului Bârcea Mare au protestat în această dimineață în fața unității. Oamenii și-au strigat nemulțumirile legate de salariile mici, condițiile grele de muncă și miile de ore suplimentare. Protestul angajaților penitenciarului Bârcea Mare a început la ora 8 și a durat 2 ore. Angajații penitenciarului reproșează ministrului Justiției Raluca Prună condițiile de muncă proaste și deficitul de personal, dar sunt nemulțumiți și că nu primesc aceleași salarii ca angajații din sistemul de apărare și ordine publică. Protestăm împotriva inechităților salariale stabilite de către doamna ministru, în sensul că dânsa nu dorește să ne încadreze în prevederile Ordonanței 20, care specifică în clar că și angajații din sistemul penitenciar trebuie să beneficieze de suma compensatorie de salariu de merit. Protestăm împotriva orelor suplimentare, numărului de ore suplimentare exorbitant de mari din sistemul nostru. Nu reușim să le recuperăm deloc. Facem parte din structura de ordine publică și siguranță națională și dorim să fim tratați egal, nediscriminatori, să nu fim discriminați, să avem aceleași drepturi ca și cei din structura de ordine publică și siguranță națională. Se gândește doar la deținuți, nu se gândește și la drepturile noastre. Este vorba de încercarea de reparare a inechităților sociale prin acea ordonanță 20, din care ne-a eliminat. Practic suntem singurii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, care nu beneficiem de acest drept, drept prevăzut de lege. Protestăm și pentru condițiile proaste de muncă, pentru miile de ore suplimentare nerecuperate, pentru faptul că ne îmbolnăvim, pentru faptul că anul acesta, în câteva luni, au ieșit 40 de oameni la pensie și nu putem să ne mai acoperim posturile. Pentru faptul că am ajuns în situația în care jumătate din paza penitenciarului se face cu deținuți. Am ajuns la limita răbdării. Penitenciarul Bârcea Mare are circa 200 de salariați care sunt nevoiți să muncească zeci de ore după program din cauza lipsei de personal. Suntem nemulțumiți că suntem mințiți pe față. În legătură cu Ordonanța 20. Ce vă nemulțumește? Pentru faptul că colegii din Sistemul de Apărare Națională primesc, beneficiază de această ordonanță și noi nu. Și din iulie, salariul de mere, din iulie ne dă minte că ba mâine, ba că poi mâine, ba că în 15, și acum ne-a împins încolo în 15 octombrie. Suntem lezați de un drept salariar care ar trebui să-l primim la fel ca și colegii noștri. Un cuantum de până la 100 de lei. Contează banii ăștia? Poftiți? Contează banii ăștia? Contează pentru întreținerea noastră, întreținerea familiilor, costurile de zi cu zi, contează. În urmă cu câteva zile, doamna ministru Prună ne vorbea despre o plăcintă mare pe care trebuie să o împartă tuturor. Din păcate, realitatea este cu totul alta. Dacă ar face un bilanț, să vadă cam la ce vârstă mor angajații din penitenciare, ar vedea că, de fapt, nouă nu ne oferă o plăcintă mare, ci ne oferă o colivă mare, din care toți trebuie să mâncăm, din păcate, mai prea devreme. Proteste similare au avut loc zilele trecute în mai multe penitenciare din țară, iar angajații nemulțumiți susțin că dacă revendicările nu le vor fi luate în seamă, vor continua acțiunile.